Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine este domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava, invitatul permanent al emisiunii. Vorbim puțin despre sănătate. Avem o declarație făcută de liderul PSD la nivel național, domnul Liviu Dragnea, care a declarat că majorările salariale din sănătate au redus plecările medicilor din țară și încă un titlu. Știm foarte bine, medicii de familie nemulțumiți de condițiile de finanțare au fost, de fapt sunt, au anunțat că vor continua protestele, mă rog, vom vedea pe parcurs. Da, acum, majorile salariale au redus plecările medicilor din țară. Da, e greu într-un an de zile, mai puțin de un an. Am găsit o statistică sau o declarație a unui medic care, după Revoluție, 25.000 de medici români au părăsit țara. Da, mă rog, foarte posibil. Sunt convins, adică în condițiile în care un medic, da, medici muncești în străinătate, unde câștigă 2.000, 2.000 și ceva, 3.000, depinde de specializare, de țară, de euro, evident că e mult mai atractiv decât în țară. Da? Bun, acum salariile au crescut începând de anul trecut, de când? Nu chiar la începutul anului. Spre toamnă, august, iulie, august. Da, vorbim de 6 luni. 6 luni, da. În care câți pot pleca, da. Așa. Dar e o realitate, dacă ne uităm Spitalul Județean Suceava, bun, aici e altă situație. Aici e altă situație, spitalul are un grad de modernizare, da, de cele mai a ajuns la cele mai performante spitale din țară. Aici și ține și de manager. Managerul poate aplica la salar toate grelele ce au, da, ei, toate, da, da, sporurile. Dar asta, da, depinde de cât e de bun managerul, câți bani știi, da, să aducă la instituție. Și în momentul în care aplică la salar toate sporurile, poți să... La nivelul maxim, da? Da, superior. Poți să ai salarii, cum au cei mai mulți medici la Spitalul Județean Suceava, foarte mari. Da? Foarte, da, multe salarii depășesc 100 de milioane de lei vechi. Da? Da. Și atunci, de ce să mergi în străinătate să lucrezi pe 2.000, 2.000 și ceva de euro, când poți să-i câștigi banii ăștia acasă? Da. Da? Da, să faci o statistică după 6 luni e greu să spui că mări salariile. A trebuit să se laude la început de, da, iunie, iulie și imediat gata, da, medici care aveau depuse dosare, că doar și străinătate nu merge așa, hai, mergem da, mâine și plecăm și ne căutăm loc de muncă, nu? De obicei medicii merg pe un contract care să discută, să agenții, da, de astea de recrutare, de care caută locuri de muncă pentru medici, le oferă variante și, da, ei spun dacă da sau nu. Acum, în privința medicilor de familie. Da, aici am văzut cum i-a anunțat și președinta, da, la nivel național a organizației respective, da, a medicilor de familie, a organismului. Da, apelează. Da, spunea că nu se face. În Suceava erau semnate cele mai multe, deja cei mai multe medici semnaseră contractele cu, da, casa. 100% vineri. Da. Bun, evident că sunt nemulțumiri. Nemulțumirile sunt generate în special de, părerea mea, de sistem. Da. Nu neapărat... De salarizare. Nu știu, poate și de salarizare. Dar modul ăsta de lucru, un medic de familie ajunge să fie mai mult un funcționar, da, care mai mult scrie hârtii, da, completează hârtii, da, decât își face treaba. Da. Da? Deci trebuie să reducă din timpul pentru o consultație. Da. El... cât ia unui medic și ca să completeze o rețetă. Da. Că trebuie să intre pe calculator, să bifeze acolo, acolo. Da. Deci a ajuns medicul de familie la noi să fie mai mult un funcționar, da? În plus și sistemul ăsta care... Da, bun, asta iar e general pentru instituțiile române, sistemul informativ. S-au cheltuit milioane de euro să facă sisteme informative și numai în sănătate, în toate, da, domeniile, așa. Deci milioane de euro, sisteme care nu merg. Da? Am auzit o președinta medicilor spunând la sfârșitul anului trecut, sau când? Când trebuiau semneze astea? La începutul anului sau când? Da, acordul de... Da, mă rog, când începuse... Până vineri. Da, când începuse scandalul. Nu înseamnă la începutul anului. 6. Așa că face... Ea tot se plângea de sistemul ăsta, că de multe ori se blochează, da, sistemul, nu pot da rețete, da, medicii, da? Da? Spunea domnul Ancea, când ne-am plâns la început că sistemul nu merge, ni s-a spus sistemul este nou, trebuie să lăsăm să rodeze. Da. Da?
Deci, na, acum ni se spune că sistemul e învechit. Da? Deci sistemul ăsta nu a mai avut o maturitate, numai de la naștere a trecut direct la bătrânețe. Știi? Nu e normal. Bine, fac o paranteză ce spuneam adineauri, cam în toate cele mai multe instituții ale statului, sistemele informative care sunt gândite la nivel național, sunt făcute foarte prost, foarte multe deficiențe și s-au încasat milioane și milioane de euro pentru aceste sisteme și asta e un subiect care trebuie cercetat. Da? Adică asta... Da, că au fost licitații pentru, dar nu au fost cumpărate pur și simplu. Da, s-au făcut, cum s-a făcut cu milioane de euro faci niște care merg prost. Da. Da. În fine. Iată, îl cităm și pe domnul premier. Vom reuși să facem o țară mai bună și un trai mai bun pentru români. Da, ce să mai zic? Da? Ce să mai... Un început de an optimist. Da, Doamne ajută să fac o țară mai bună. Da, am văzut că domnia sa spune construcția bugetară se bazează pe creștere economică de 5,5%, o inflație medie anuală de 3,1%, un curs mediu de 4,55 lei pe euro și un câștig salarial mediu net lunar de 2614 lei. Adică un câștig salarial mediu net de 2600 lei. Da. Da, Doamne ajută să fiu un trai mai bun și pentru român, dacă traiul mai bun ăsta e numai prin câștigul ăsta salariar de 2600 mediu, care ți-l garantează statul, da? Mă îndoiesc că va fi mai bună. Da, nu râd, că, da, și statul, angajații de la stat, au salariul plătite plate din ce produc cei din privat, da? Evident. Iar cei din privat nu-și permit să dea salarii ca la stat. Da? Da. Și din toate taxele și impozitele care plătește privatul, cel de la stat ia salarii mai mari decât... E un fel de robie aici. O problemă care, de anul trecut se discută și nu a fost rezolvată. Da, deci un fel de robie aici. La privatul muncește și cel de la stat ia... Da, în fine, nu vreau să... Așa vezi tu? Nu, așa văd, nu e echitabil... Știi foarte bine, în sectorul privat nu-ți permiți să dai salariile care au cei de la stat, da? Măcar și oameni care, facilități fiscale. Măcar da, și oameni care se uită, cei de la privat, lucrăm amândoi în privat, da? Da. Cei de la privat se uită cu jind la salariile din mediul, din la stat? Mediul de la stat, public, vreau să zic, corect. Sunt oameni în privat care au pregătire, au funcții și câștigă mai puțin decât femeia de serviciu de la primărie, spre exemplu. Da. Sau decât unul care lucrează, nu știu, mai zic decât un polițist local. Da. Tot respectul pentru ceea ce fac oamenii ăștia. Evident. Da? Dar vorbim de o inechitate a salarizării. Și de unde apare inechitatea asta? Pentru că privatul nu-și permite, nu are facilități, nu e ajutat de către stat să acorde salariile măcar... sau care, niște salarii care apropie măcar de cele de la, stat. Da. Și atunci știi cum apar discuții. Bă, șeful nu vrea să ne dea... Da, patronii, șef nu vor să ne dea salarii, nu știu ce, nu știu ce fac cu banii, nu fac cu bani, de-abia până firmele să chinui supraviețuiască. Știi? Așadar, ești sceptic în ce privește optimismul premierului. Nu sceptic, eu de obicei sunt optimist. Da. Doamne ajută să aibă domnul Tudose dreptate. Da. O știre care a cam zguduit România, spre sfârșitul săptămânii trecute. Interzicerea cumului de pensie a fost o păcăleală. Guvernul l-a legalizat din nou pe furiș între Crăciun și Revelion. Au fost discuții, am mai discutat și noi anul trecut despre această situație. Mă rog, a fost luată o decizie înțeleaptă. Da, asta mi se pare chiar o golănie ce s-a făcut. Deci, guvernanții formulaseră clar motivul pentru care cumulul de pensie trebuia interzis începând cu data din 1 ianuarie 2018. Și motivul era următorul. Ținând seama de faptul că pensia din sistemul public de pensii se acordă pentru a acoperi riscurile asigurate prevăzute în mod expres, respectiv bătrânețea și boala, nu se justifică posibilitatea de a încasa două pensii din același sistem și nici de a încasa o pensie din sistemul public și o pensie de serviciu. Da? Au mai existat discuții, pensii de serviciu nu se încasează, încasează parlamentare. Da. Încasează și magistrații. Da. Azi mereu că nu e normal
Pentru că, iar principiul ăsta al contributivității și al echității, să spunem. Da. Dar cei care nu lucrează în aceste sisteme în care se acordă pensii serviciu, ce fac? Omul e angajat, muncește toată viața și din salariul lui un procent, da? Un procent din salariu merge la fondul de pensie. Da? Ulterior, la bătrâneți, când ajunge la pensie, în funcție de cât a însemnat procentul ăla, primește o pensie. Da? Tocmai vorbeam că salariile sunt mici în privat. Salariile la magistrață sunt mari, foarte mari, ceea ce e foarte bine, am zis că e foarte bine să aibă salarii foarte mari. Dar automat și contribuția lor la sistemul de pensii e foarte mare. Da? Deci automat ei vor avea pensii foarte mari comparativ cu muritorul de rând. Da. Da? Parlamentare, ajung în Parlament la niște venituri. Da? Venituri mai mari decât iar muritorul de rând. Da? Din veniturile astea crește contribuția care o dau lunar la fondul de pensie. Deci automat și ei vor avea pentru cei 4 ani sau cei 4 ani minim, da? Da, vorbim de cazul unui singur parlamentar care în cei 4 ani contribuie cu o sumă care îi duce la o creștere a pensiei în final. Da. Da? Deci de ce să fie categorii sociale care să fie favorizate în țara asta? Care să aibă mai multe drepturi decât oamenii de rând. Repet, magistrații au pensii foarte mari. Și normal că e normal să aibă pensii foarte mari, dar ei ar avea pensii mari, da? Numai dacă s-ar lua cât au contribuit la fondul de pensie din salariile foarte mari, care, repet, e foarte bine și normal că toți magistrații și polițiștii să aibă salarii mari, să nu există tentații, datorită acestor salarii mari, ei automat au și pensii mari, sau chiar foarte mari comparativ cu, repet, noi muritorii de rând. E, principiile astea, în baza cărora s-a interzis cumulul de pensii, n-a mai contat atunci când s-a constatat că măsura obligă și pe parlamentari să renunță la o indemnizație. Probabil la decizie s-au gândit numai la magistrați, știi? Da. S-au gândit numai la magistrați, ia tot avem o treabă noi cu unii dintre magistrați, că așa cu justiția cu asta, ia să-i tăiem, da? Și încolo, după ce au tăiat așa, stai puțin, că și noi aveam pensii în serviciu. Da? Au fost niște parlamentari mai tineri, ia. Și atunci guvernanții au decis să mențină în vigoare interzicerea că pentru a menține în vigoare interzicerea cumului de pensii ar trebui să revizească statutul parlamentarilor. Și s-a renunțat la revizarea statutului, că asta nu se poate face peste noapte. Și au repermis cumulul de pensie. Între Crăciun și Anul Nou, când toți românii erau atenți la atenție, erau prinși cu sărbătorile, da? Colindatul și așa. Colindatul. Ei. Vezi, de asta n-ai încredere. Clasa noastră politică este unde este și nu mai avem încredere în clasa politică. Pentru că atunci când e vorba de privilegiile lor, nu au nicio ezitare în a le adopta, da? Pe ascuns, la vedere, indiferent de ce ar însemna asta ca imagine publică sau ca repercusiune. Bun, acum cred, parcă am atins noi și emisiunea trecută subiectul ăla cu deputatul la mitralieră, care are el un proiect de lege. Am înțeles că l-a retras colegii lui, care au niște chestii de astea aberante, că nu poți fi cercetat ca parlamentar. Adică chiar privilegii de astea cred că nu o să fie chiar atât din conștienți parlamentare să adopte alea. Sau tot ăla spunea că dacă fugi în străinătate, uite, asta n-am auzit, nu știu dacă fugi în străinătate tu ca trimis în judecată, cum e cazul Radu Mazăre, nu mai poți fi judecat de curtea de apel, ceva de genul. Da? Nu mai poți fi judecat la apel. Aia înseamnă, ai fugit în străinătate, practic puteți să o opriți și ne mai putem fi judecat, nu se poate lua nicio măsură împotriva ta, gen emitere de mandat internațional de arestare. Bun, astea sunt niște aberații care mă îndoiesc că totuși vor fi adoptate, pentru că astea ar fi chiar cu totul și cu totul nesimțit. Da, primul premier japonez care vine în România, o națiune tăcută în Japonia, așa, e foarte zgomotată, cum avem și aici în Occident, mai avem zona Orientului. Da, tăcut, acum, dar am auzit și o știre, asta singura mea problemă, ca român, așa, pentru orgoliul meu de român, ar fi ca domnul Shinzo Abe, așa,
să nu-i treacă prin cap să meargă cu trenul, să zicem. Da. Asta ar fi marea problemă. Că da. Vedem anual căile ferate japonezi și au cerut scuze că au avut o întârziere totală de 30 secunde sau de 15 secunde. Bă, totală. Deci pe tot anul, toate trenurile au avut o întârziere de 30 secunde. Sau într-un an parcă erau ceva de un minut. Cred că i-au conat pe aia la închisoare care conduceau atunci. Să fie de bun augur. Să fie. Japonia e o țară care, din câte țin eu minte, nu are niciun fel de resurse. E una de puține țări de pe glob care nu are niciun fel de resurse. Și uite unde e. Conștiincioși, muncitori? Conștiincioși, muncitori, poate... Isteți? Bun, primul premier japonez înseamnă ceva, adică poate să aducă un plus. Putem învăța ceva de la acest popor. Deci o țară fără resurse, așa dacă ar avea resursele noastre, ar fi... Și așa s-a între liderii mondiale, acolo în frunte, de-aia zic, putem învăța multe de la japonez și acum depinde de ce vrea domnul premier, care e scopul viziei domniei sale în vom afla. Poate investește în trenuri. În CFR. Nu, acum glumim, uite, văzut zilele trecute o emisiune referitor la litoralul bulgăresc și spunea cineva, nu știam asta, deși bănuiam că mă întrebați în vremea respectivă. Când au venit, știm, sunt stațiuni pe litoralul bulgăresc, unde sunt multe de astea, all inclusive-uri, stațiuni întregi luate din nemți. Da. Da? Și foarte mulți români merg în Bulgaria, e aproape. Fac concediu. Da? Eu m-am întrebat de ce nu au venit nemții la noi. Am aflat acum vostru emisiune zilele astea la televizor, în care spunea că prima opțiune a nemților a fost România. Pentru că, totuși, România, față de Bulgaria, era avea alt statut și are în continuare. Ai văzut că și bulgarii vor să lipească cu noi, Și a cerut scuze cetățeanul respectiv. Da, stai că... Că zici că mai bine cu Germania sau... Și prima opțiune a fost România, da? Și au prezentat nemții, au cerut aceleași condiții pe care le-au cerut și în Bulgaria, adică ei investesc, fac... Condiția că în primii 2 ani să nu plătească niciun fel de taxă, niciun fel profitul să fie al lor, iar după primii 2 ani profitul să fie împărțit între ei și statul român. Da? Au fost refuzați. Da? Au fost refuzați că știm noi să ne administrăm. Da, știm foarte bine. Nu ne luăm nici măcar redevențele. Avem 1% pentru Și uite resurs. Cum arată litoralul din Bulgaria și cum arată litoralul din România. Da. Dar ce spuneai de aia? Și-o cerut scuze? Și-o cerut scuze că a fost greșit interpretat. Că dacă ar fi totuși o alipire, dacă ar fi, era vorba de 3 județe, care să se alipească de România. Nu, mai degrabă am preferat, dacă ar fi vorba de așa ceva, mai degrabă ne-am alipit de Germania sau Austria, nu de România. Dar bun, dar cum să alipească? Bine, în fine. Sunt și acolo cetățeni, politicieni, personaje pitorești, numai în România. Da. Da, însă, știi, și dacă treci prin Bulgaria, așa vezi multă sărăcie. Da. Vezi multă sărăcie, adică uitându-te pe drum, la case, la orașe, dar cu toate astea, uite, autostrăzi, da? Da. Investiții masive în infrastructură și pomeneași de litoral. Lucrurile nu au fost posibil. Da. Da. Un subiect care este, de fapt, a fost transferat din anul 2017-2018, se discută de mari fricțiuni la vârful PSD-ului. Dragnea plănuiește să-l dea jos și pe Tudose, întâlnire de gradul 0 cu câțiva lideri PSD, evident totul pe surse, scriu colegii din presa centrală. Întâlnirea are loc astăzi. Da, noi trebuie să spunem că... Înregistrăm emisiunea din cursul dimineții, întâlnirea loc astăzi. Eu... E ceva real? Sau se reașează pozițiile? Nu știu. Eu, în primul rând, repoziționează... În primul rând, cred că ar fi o mare greșeală a PSD-ului să dea jos pe Mihai Tudose, pentru că imaginea ar fi asta. Un partid care își devorează premiere, da? Mai întâi a fost Sorin Grindeanu, acum ar veni Mihai Tudose. Acum, poate să apară și întrebarea asta. De ce liderul PSD, în special domnul Liviu Dragnea, este nemulțumit de Tudose? La început era lapte și miere, da? Acum e nemulțumit, cel puțin așa spun sursele, că pe oficială spun toți că e în regulă.
La fel s-a întâmplat și cu Sorin Grindeanu. Da? La început era totul foarte frumos, era... O guvernare excepțională. Da, așa. Și după aia a ajuns la, la demitere. Și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, până la urmă, sunt oameni de partid. Eu sunt convins că atunci când au fost puși în funcție, ei au fost hotărâți în sinea lor să facă tot ce le zice partidul și să pună, să-și pună calitățile lor de în slujba partidului. Adică ca premieri să facă politica PSD. De asta zic, bun, Sorin Grindeanu a fost un caz, hai. Acum, al doilea. Înseamnă că în momentul în care au ajuns acolo, li s-a cerut ceva, poate ilegal, nu știu, imoral măcar, sau anormal, habar n-am. Dar nu poți. Ilegal te strânge în spate. Ilegal te strânge în spate, da. Da. Adică, da. Hai spunem imoral, da? Da. De asta spun, faptul că... Deci nu aș considera, nu știu care sunt dedesubturile, dar și Mihai Tudose și Sorin Grindeanu, oameni care la început, entuziasm, nu știu ce, politica PSD și după asta nemulțumiri la adresa lor din partea liderului PSD, din partea unor lideri ai partidului. De ce? Da. Înseamnă că ce li se cere diferă puțin din programul oficial de guvernare al, al PSD. Bănuiesc că nu vor să-și proaște cu un răi care era politică până la urma urmei, așa cum e, trușa o, o carieră. Și care era că... politică, știi cum, și până la urmă și, și libertatea. Poate și libertatea. Poate și libertatea, știi? Da. De asta aici trebuie văzute lucrurile mult mai profund, adică nu că trebuie văzute mai profund, că nu o să știm niciodată ce cere domnul Dragnea lui, ce cer lui Mihai Tudose sau ce cer alți lideri ai partidului lui Mihai Tudose să facă și el nu vrea. Da. Și de ce nu vrea? Bun. Încă un titlu până la următoarea pauză de publicitate. Ministrul Toader, ministrul Justiției, a decis dacă cere revocarea lui Chioveși, dar nu vrea încă să ne spună, spun colegii din presa națională. Da, bun, domnul Toader poate să ceară revocarea, președintele hotărăște dacă o revocă sau nu, cu siguranță domnul Iohannis nu va revoca, indiferent de motive. Eu personal aș cere revocarea doamnei Chioveși, ținând cont și de toate scandalurile care au fost. Anul trecut, da. Da, ținând cont și de refuzul dumneaei de a apărea în fața Comisiei Parlamentului. Asta mi se pare o sfidare a numai Constituției, că Constituția reglementează. Da. Da? Organul legislativ în România este Parlamentul. Da? Parlamentul care dă legi, uite, și face și comisii prin care anchetează un lucru sau altul. Deci că doamna Chioveși refuză să meargă în fața Comisiei Parlamentului, respect, repet, asta e o sfidare a, până la urmă, chiar a ordinii din stat, din ordinii statului. Da. A, că poate invoca că ea merge în fața unor parlamentari, că nu știu ce, e altă poveste. De-aia ar, e obligată, tocmai pentru a da exemplu, da, de moralitate și de corectitudine, să meargă în fața acestei comisii. Da, ți-am trimis un titlu, da? Nu, mai avem până la pauză de publicitate. Un sondaj interesant făcut și acest sondaj pus sub titlul pe ce se duc banii noștri și o comparație cu restul Uniunii Europene. Cât de bine se trăiește în Germania sau Luxemburg? Acolo în sondajul respectiv... Da, ce am văzut? Că Germania da. Cheltuie cel mai mult cu locuința, românii cu mâncarea, băutura și țigările. Da. Luxemburghezi sunt europene care își permit cel mai mult să investească în bunuri de lux. 26% din cheltuielile germanilor sunt cu locuința. Deci bani de întreținere, asigurări și mentenanță. Da. Românii, europenii cu cel de-al doilea mai mic venit pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, cheltuiesc aproape 37% din banii de care dispun pe mâncare, băutură și țigări. Deci 37% din banii care câștigă românii se duc în medie. Da, noi suntem proprietari, dar suntem țara chiar cu cei mai mulți proprietari de așa. Locuințe. Cea mai putere de cumpărare din Uniunea Europeană se înregistrează în Luxemburg, e cea mai slabă în Bulgaria. Da? Comparativ cu Bulgaria, de exemplu, puterea de cumpărare în Germania este 2,5 ori mai mare. Deci în Germania de 2,5 ori mai mare decât în Bulgaria, da?
Iar în Luxemburg, de 5 ori mai mare decât în Germania. Da? Deci ca să ne facem o idee cam ce înseamnă. Luxemburghezii sunt europenii care își permit cel mai mult să investească. 19,6% în transport, inclusiv în mașini de lux. Germanii dețin în continuare supremația la capitolul bani alocați călătorilor, 3,8%, în condiții unei medii la nivel european de doar 1,7%. Germanii călătoresc mult și foarte bine fac. În opinia șefului Deutsche Bank, într-un interval de aproximativ un deceniu, banii cash vor dispărea, fiindcă este îngrozitor de scump și de ineficient. Dar însă germanii, ci că iubesc bancnotele și monedele. În nicio altă țară nu se plătește numerar mai mult, cu mai multă plăcere ca în Germania. Doar aproximativ a 20-a plată se achită cu cartea de credit, afirmă specialiștii firmei de consultanță financiară Barco Consulting. Deci, statistic, fiecare german are la ciorapă aproximativ 2200 de euro. Nici măcar pericolul de a fi prădat de hoți se pare că nu-i sperie. Și conform unui studiu al Băncii Centrale Europene, în 2016, Germania căra un permanent în portofel, în medie, 103 euro. În zona euro, media este de 65 de euro. Dacă în alte părți ale lumii există restaurante în care nimic nu se mai poate achita în numerar, în Germania, magazinele și restaurantele cash only, deci numai cu cash, sunt ceva obișnuit. Da. Deci, ne apropiem ușor de... Da, uite, îmi povestea un prieten, da? A fost în Danemarca în decembrie, anul trecut, și rămăsesc uimit că acolo totul e prin card. Dacă ai bani numerat, n-ai ce faci cu ei. Adică poți să-ți cumperi un covrig, un ziar, da, dar orice plată mai mare, deci nu se face decât cu cardul. Deci nu se primește nimeni bani. Da, bine, poți să... Bun, e un mijloc de combatere a corupției, mi se pare foarte bun, dar pe de altă parte, și parcă tot timpul ești sub control. Neamțul. Da. A. Nu, aici, în Danemarca. A, ai văzut, neamțul îi place să aibă bani, da. Da. Spre exemplu, când mergi la bancă să faci un credit. E îndrăgostit de... Nu? Sau iubesc bancnota și... Iubesc bancnotele și monedele. Da. Da. Când mergi în Danemarca să faci un credit. Nu, când fii cu adeverință de salariu. Totul deschide la bancă, are tot istoricul tău. Da. Cât câștigi, pe ce cheltui și spune, tu cheltui a ta pe mâncare, a ta pe haine, a ta pe... Nu știu dacă o să-ți permiți să pui deoparte în fiecare lună suma de... Da? Da. Nu-ți putem da creditul. Știi cum? Mi se pare și asta cam exagerat. Prea mare controlul. Adică să știi tot timpul ce mănânci, ce... Nu permite nicio șmecherie. Asta. Nu permite, asta e aspectul bun. Că nu permite nicio golănie, nicio... Da? Dar și așa să fii parcă controlat tot timpul. Tot timpul cineva... Cum te duci știi... la doctor? N-aveți un cititor? Da, știi tot timpul cineva ce mănânci, unde mergi, la ce restaurant ești, ce ai făcut în ziua aia, până la poze constituție, ce ai făcut în fiecare zi. Da. Nu, nici așa nu. Da, luăm, doamnelor și domnilor, a doua pauză de publicitate. Revenim imediat.